Am întâlnit-o la unul din prietenii mei. I-am zărit mâna înainte de a-i vedea ochii și fața. Brațul întreg, probabil că și-l odihnise pe pian, iar la intrarea mea îl ridicase leneș. Începeam să mă îndrăgostesc. De unde izbucnise strigătul acesta pământesc în Ileana mea, a cărei iubire venea din altă parte, prea desăvârșită ca să rodească? Se întâmplă așa fără să îți dai seama, fără să știi. E un fel de braj aici, care nu vine din dragoste sau pasiune, ci dintr-o nebunie nesimțită, care vrea cu orice chip să ne umilească. Mărturisesc, nu sunt orgolios. Nu? Sunt încă tânăr. Ce s-a întâmplat pe urmă, evident, nu mai are niciun fel de importanță.